Nu știu ce a pățit Ionuț, dar ceva nu e bine. Brusc au apărut câteva bubițe pe corpul lui. Am citit știrile că sunt mai multe focare de infecție cu rujeolă. Ia să vedem. Uite aici câteva pete, dar mai grav e pe picior. Sper că nu este ceva grav. Mergem direct la medic. Faza bună trece primejderea. Așa, protejăm și pe cei din jurul nostru, dar și noi ne protejăm. Stai puțin, trebuie să punem și lapte. Că iarna este de preferat să bem lapte de migdale, pentru care și lipide, dar și proteine. Și pentru ce, mă rog, ne trebuie și nouă iarna lipide și proteine? Păi lipide, ca să nu-ți fie frig, pentru că iarna este frig, și proteine, ca să ai energie. Nouă ne trebuie să fim impermeabili, pentru că iarna noi doar plouă. Ia să vedem astăzi cum va arăta mami mele mie. Am ieșit de la școală și ne-am luat gogoși. Mirge deja să-mi apuca de mâncat. E gustos? Foarte. Pa, Ramona! Foarte frumos! Deja simțim sărbătorile se apropie. Iar mami mele mie are o schimbare de look. Matei își finalizează tabloul, dar Mihaela și Ionuț îl ajută. Dar Mihaela cu Ionuț ajută să finalizeze tablourile pe pereți. Deja au trecut aici și la masă și la bodea. Mihaela mi-a spus că ea desenează cu roșul. Eu zic, bine dacă e cu roșul. Unde e roșul? Acolo e negru. Aici e roșu. Acolo e roșu. În sfârșit, mașina va fi curată. Dacă înainte spăla mașina exclusiv când era timpul uscat, din Cluj am învățat, mașina se spală mai ales atunci când plouă. Da, se vede că sunt 5 copii în mașină. Să vedem oare cât timp va ține mașina curată. Cu ploile astea trebuie să o spelim fiecare zi, dacă nu și mai des. O tradiție frumoasă de la școală. Toată clasa merge mâine la împărtășani, la spovedanie și după aceea la împărtășani. Chiar și în meniul pe care copiii îl au la școală, poți să alegi, există așa o opțiune, mâncare de post. Perfect! Noi nu am insistat la copiii noștri ca să țină postul sau nu, să se spovedească sau nu, e alegerea lor. Dar noi le-am explicat care sunt beneficii. Totuși, postul Crăciunului e mai îngăduitor cu noi. Mai multe zile poți mănânci pește. Am venit acasă, eram toți flămânzi, rupți de foame și zic, oare ce ne așteaptă? Când ne uităm? Hrișcă! Și zic, de-ar mai fi astăzi sărbătoare ca să putem mânca pește, spre exemplu, ton, să amestecăm ceva puțin în hrișcă. Zic, mami îmi spune, aseara a bătut clopotele, deci a fost vicernia. Ne uităm repede în calendar, astăzi este Sfântul Spiridon. Doamne, e dezlegare la pește. Deci poftă bună nouă la hrișcă cu pește. Toți cu umbre! Pește! Pește! Salut! Astăzi împreună cu clasa mea mergem la biserică. Și eu am umbrelă! Wow, ce interesantă! Mami, ai luat-o pe cea ruptă? În schimb, nu mă udă. Chiar dacă încă nu este ora 9 dimineața, știrile sunt la zi. Iar mami umbrela au procurat-o tot din același magazin din care am procurat și umbrela ta. Hai, tati, să căutăm ceva produse de post, mâncare pentru copii. Ei acum sunt la biserică, cu toată școala. Mami a luat și burger vegetal. Nu putem fără de asta. Melissa nu ne iartă dacă nu luăm. Și dacă mai luăm și langustine și raci,
Tatiana, ești mai mici, pe mine mă tentează. Tati deja așteaptă ziua de sâmbătă și duminică, când poate să mănânce produse de pește. Și multe murături pentru poftă de mâncare. Da. Delici. Apucat să mă întrebam? L-a apucat. Cred. Mami, nu-ți imaginezi ce este aceasta. Nici portocală, nici clementină, nici mandarină. E grapefruit alb. Ăsta roșu, ăsta e alb. Tu cu grapefruit, eu cu mandarină. Cumpărătorile au fost făcute, acum mergem acasă să le punem în frigider, să vedem reacția copilor atunci când se întorc la școală, să vadă ce am mai cumpărat noi. Afară plouă, dar noi suntem uscați. Dulcea. Ce e ce la tati? Pilaf? Nu? Nu urez. Burgur. Burgur. Salut! Ionuț, dar și Matei astăzi au serbarea de Crăciun. Ia să vedem ce surprize ne-au pregătit. Care? Ce frumos! Happy Acum punem ochișorul la ren. Bravo! Toți îngerii cântau în cor și multă lume a venit, căci steaua i-a călăuzit pe magi cu darurile lor. Văzând minunea și eu m-am închinat și am cerut iertare micului împărat. Și de atunci, în fiecare zi, pregătesc mii de daruri pentru Crăciunul care va veni. Dacă v-a plăcut fierbarea lui Ionuț, apăsați pe like, dar fiți pe fază că urmează și Matei. Da, Ionuț, tu nu ai răbdare. Uite mașină! Luminează? Ce-i asta? E o mașină. Pistă? Wow, 60! Oh, ce viteză, Ionuț! Hai să mai încercăm o dată! Iată cum, să vedem cât? 75! Ce mai rapid! Uh-huh.
Wow, 90! Da, îți place jucărie de la moșu? Da, îmi place! Ce sunt acelea? Ciocolate! Pentru copii cu minți? Da! Iiii, la ea! Unde te duci? La serbarea lui Matei? Mica, el așteaptă, iar Ionuț mănâncă. Ce e mână? Castelul. Tu iagul cui? Tu cine ești? Iosif? Iată și surpriza, da, da, Mateiaș la serbare astăzi este în rolul lui Iosif. Să vedem cum se va descurca. Noi ne mândrim foarte mult. Noi mergem înainte să-l îmbrăcăm pe Matei, iar ceilalți, toată familia vine după noi. Iosif, ești frumos? Noi, mami și noi, să vedem ce faci aici. Matei, unde e? Și Mihai. Ați deja e acolo. Ce se născuțe în sfânt, Dumnezeu pe acest pământ. Că și Mihaela știe colindul. Care nu-i toate. Nu știu ce a pățit Ionuț, dar ceva nu e bine. Brusc au apărut câteva bubițe pe corpul lui și nu știm din ce cauză și la ce sunt aceste simptome. Am citit știrile că sunt mai multe focare de infecție cu rujeolă și tare ne temem să nu avem și noi în familie așa cazuri. De aceea mergem la medic urgent să vedem care este cauza cu Ionuț. Deja nu avem răbdare să ajungem mai repede la doctor să vedem ce ne spune. Totuși, de la ce sunt aceste bubițe? Sperăm să reușim la timp cât se deschide cabinetul medical. Măi, Ionuț, măi! Ai febră? Parcă nu-i fierbinte, dar uite, parcă-i palid pe față, așa. Măi, că eu nu-ți trebuie să fii atent la mașină pentru că am făcut curat. Fiecare cu boala lui. Ionuț, tu vrei la doctor? Vrei să spui ce te doare? Degetul. Tate, dar putea să fie o coincidență. Mai mulți în casă tușesc, dar nici febră nu au și nici alte simptome. Cel mai mult ce ne pune pe noi în gardă este faptul că Ionuț de câteva zile a început să tușească. Are o tusă uscată. Și e un simptom al rujeolei. Am înțeles că copiii până la 5 ani au cele mai severe episoade ale acestei boli, de aceea și ne grăbim să mergem la doctor, la o cameră de gardă, să vedem dacă nu cumva trecem și noi prin boala asta. Dacă știți și voi cazuri din astea, vă rog să ne scrieți în comentarii care au fost simptomele, cum s-au tratat și cât de greu au dus această boală, mai ales copiii. Iar dacă voi ați avut sau copiii voștri sau frații, surorile voastre au avut rujeola, îi dorim la toți
multă sănătate și recuperare cât mai ușoară. Mami a sunat medicul de familie, a întrebat dacă ne primește. Tati, eu zic că în astfel de cazuri mergem direct acolo, fără ca să mai sunăm. Am scris un mesaj, dar mergem direct la medic. Unicul aliment pe care Ionuț l-a mâncat mai mult decât toți a fost niște paste, un pic și condimentate, ne gândim la ele. Nici nu știu ce să zic, să sper că sunt ele, să sper că nu este ceva grav. Tati, toți am mâncat aceeași mâncare, doar că numai Ionuț are aceste simptome și aceste bubițe pe tot corpul. Cel mai bine să avem concluzia unui specialist, cel care se pricepe și cel care știe, nu doar cel care citește de pe internet, cum suntem noi. Iar un doctor e cel mai binevenit în astfel de cazuri ca să prevină situațiile mai complicate sau boala deja existentă să nu avanseze. Deja suntem nerăbdători să-i luăm și pe ceilalți de la școală, de la grădiniță, să-i verificăm, să vedem dacă e tot ok cu ei. Toți au fost foarte bine. Mai tușea tati din când în când, mami când înregistra piesa, doar că ne-a trecut. Mergem la farmacie să luăm măscuță, să ne protejăm sau noi să protejăm. Nu o zic cu rău, doar că așa suntem noi părinții. Când auzim că e varicelă, gata, ne punem în cap că, uite, se întâmplă copiii noștri, probabil au varicelă. Dacă se aude de rujeolă, atunci, gata, probabil că copiii noștri au simptome de rujeolă. Și tot așa, când te uzi dintr-o parte, zici că e un câr de oi care merge dintr-o parte în cealaltă. Dar vorba aceea, paza bună trece primejderea. Așa, protejăm și pe cei din jurul nostru, dar și noi ne protejăm. Nu este exclus. Există foarte mare probabilitatea că nici acum nu vom afla ce stă în spatele la aceste bubițe de pe corpul lui Ionuț. Probabil că medicul să ne facă o trimitere către un alt specialist care are cunoștințe mai aprofundate în această privință și, dar cel puțin, să ne zică unde să mergem. Bunica. Dar nu e exclus ca doctorul, ca medicul de familie să cunoască din experiența pe care o are și ce sunt cu aceste semne de pe corpul lui Ionuț. Uite că Ionuț nu are nici rujeolă și nici alergie de la mâncare, așa cum presupuneam noi. Dar pentru orice eventualitate, mergem să cumpărăm un unguent, să aplicăm local, cum ajungem acasă, ca să nu fie și mai rău. Mergem la farmacie. Da, cu trenul. Cu trenul? Păi farmacie aproape aici. La doctor. De ce vrei la doctor? Ai rupt degetul? Ați mai văzut așa ceva? Copilul să se ceară la doctor, chiar dacă nu are degetul rupt. Sau probabil lui Ionuț i-au plăcut jeleurile de acolo. Nu știu din ce cauză, dar mami se cam reține cu Ionuț la medic. Deja începe inima să pulseze mai tare. Tati, nu avem nici una, nici alta. Nici boală contagioasă și nici toxinfecție alimentară. Zice că se mai întâmplă uneori ca copiii să facă o astfel de alergie. Ne-a dat un unguent de aplicat local și atât. Dar altceva. Eu nu-ți plânge că vrea înapoi la doctor. Ce să facă? Ce să faci, Ionuț? Lasă-mă în poboală. Și zice că vrea să meargă la medic cu trenul. Dar eu credeam, vin spre greu, ceva s-a întâmplat, ceva medici suplimentari. Mă gândeam la orice, numai nu la faptul că nici una, nici alta. E o bucurie foarte mare pentru faptul pe care îl mulțumim pe Dumnezeu că ne-a protejat și, dar și noi, mami, trebuie să depunem tot efortul să ne protejăm familia de ce se întâmplă acum în țară. Tocmai de aceea am făcut pentru marți programare cu Matei, pentru că până la vârsta de 5 ani trebuie să-i facem și vaccinul ăsta de... Rujeolă? Ce-nuț? Da, rujeolă. Uite ce-ți face eu. Drumul spre... spre Punta Cana. Da, iată și capra prin oraș s-a pornit. Felicitări celor care păstrează tradițiile românești. Ia să vedem ce ai tu pe spate. Ia să vedem. Uite aici câteva pete. Și pe burtă. Ia să vedem. Și pe burtă avem aici. Dar mai grav e pe picior. Ia uite, tati, ce e aici la dânsul.
Nu e bine.